acum. Bună ziua! Domnul să vă binecuvinteze, să vă sfințească, să vă întărească, să vă protească. Ne-am gândit aici cu familia să facem un videoclip scurt, videoclip, vorbind despre, și despre cuvântul Domnului parțial, și despre viața mea. Pentru că o comentatoare spunea cândva, într-un comentariu, că nu am lucrat decât puțin. Țin să spun că am lucrat foarte mult, nu? Foarte mult am lucrat. Fiind într-o familie săracă de la țară și eu și soția, am venit la oraș, am lucrat pe 3 schimburi. Și adevărat că pe timpurile alea, pe timpul lui Ceaușescu, care nu ajungea salarul de la avanza salarul și viceversa, trebuia să faci ceva ca să poți să-ți întrețin familia. Într-adevăr, cu o perioadă de timp, am făcut și un pic de bișniță pe timpul când venea sârbii, care știe, în România și aducea diferite mercuri. Dar eu zic că n-am făcut un păcat prea mare sau că n-am obligat, n-am furat de la nimeni din buzunar, n-am obligat pe nimeni să cumpere de la mine și așa mai departe. De fapt, aproape toată țara s-a ocupat cu așa ceva pe timpul respectiv, că viața ne-a obligat ca să facem lucrul ăsta. Și să știe, doamna, că până în 89 am lucrat, în 89 m-am privat, pentru că așa au fost timpurile. Fabricile s-au închis, s-au distrug, lăcustele au mâncat, așa cum zice în 2 Cronici, capitolul 7, cu versetul 13-14, și o trebuie să ne descurcăm. Deci, doamnă scumpătea, sigur că am muncit, nu mult, foarte mult am muncit. N-am așteptat mila nimănui și Dumnezeu m-a ajutat așa cum suntem. Puteam să fim și mai bine, dar a făcut niște greșeli. Dar ia că asta este. Lucrurile astea pe care am vorbit sunt mai puțin importante, să zic așa. Dar am vrut să-i spun la doamna draga de ea că am muncit foarte mult, nu mult, foarte mult. Vreau să vă derulez din viața mea de la țară un episod, să zic așa, o întâmplare, mai bine zis. Taică meu, care așa era pe timpul ăla, era colectivizare, o lucra la CAP-ul, sâmbăta, după ce s-a terminat lucrul, mergeam și la pescuit. Pentru că la țară atunci nu prea era carne să mânci atunci, pe timpurile respective, care știe. Și era și un hobby să prinde peștele cu mâinile și ne-am dus părțile alea care știe din Zăran și Cintei și Sintea Mică, care cunosc lucruri pe acolo. Ne-am dus pe canalul morilor după să prinde pește cu mâinile. Erau toți pescari bătrâni cu experiență. Eram copil de vreo 18 ani. Și s-au pus la un mal, ne-am pus toți la un mal, dar să pescuim. Și zice unii dintre ei, mă, fiți atenți că-s pește mare, e pește mare, fiți atenți, nu scăpăm. Am căutat noi pe acolo, nu știu ce, după o perioadă de câteva, să zic așa, câteva minute, zicea, mă, o scăpat, o fugit între noi, noi mai. Dar eu asta și-am calculat, zic, mă, n-avea cum să fugă. N-avea cum să fugă, pentru că era încercuit
de toți oamenii care erau acolo pe malul ăla și în apă și era cerbit și nu avea cum să fugă. Și eu n-am plecat de acolo. Deci eu făcut știuca, era o știucă mare, frumoasă. O să pas sub piciorul meu prin noroi și o da seama că n-are cum să scape de noi și o să pat între picior și noroi, o să pat cu botul ca să-și facă loc să treacă sub piciorul meu. Când m-am ăsta, când să mă scol și eu zic, mă, hai să mai caut o dată. Hai să mai caut o dată la... înainte de a mă osculat să plec de acolo. Și când pun mâna la picioare la mine, știu că am dat de ea și a făcut șum. Și a făcut așa șum să iasă, dar nu putea să leacă pe noroi. Am pus mâna așa la un picior, la o parte a piciorului, interior și exterior, atâta era de mare știuca. Și așa am ieșit cu ea afară la mal. Taică-meu cu ceilalți oameni bătrâni, pescari bătrâni, nu așa ca mine, copil. Zic eu către tata, zic, tata era, să vă spun, era un muzicant, era cu trompeta. Și mergea la concursurile artistice, cum era atunci. La noi, în sat, acolo în Zăran, era și echipa artistică condusă de un profesor de muzică, nu mai vine minte acum cum îl cheamă, a murit și el. Și zic, merea la Oradea, la concurs. Să dea concurs, zic, tata, asta vă vede Oradea, zic. Și așa și-a pus o pregătită, mama. Pregătită și eu pus, bun, înțeles că nu numai pe aia, mă gândesc că pus mai mult pește, că am prins atunci, am prins bine pește. Asta a fost o față. Așa că, doamnă scumpă și dragi privitori, cum zicea cineva, privitori, rămân să trec puțin și prin Sfintele Scripturi. Pentru toți cei ce ascultă și văd videoclipul ăsta, căci Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință, la sfințenie, la dragoste, la fapte bune, oameni buni. Pentru că timpurile sunt așa cum sunt, dumneavoastră le vedeți, și Petru zice, pocăiți-vă, i-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Deci făgădința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, va chema Domnul Dumnezeu nostru. Și cu multe alte cuvinte îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. În fapt. Deci, iubiților, Dumnezeu dorește să ne pocăim. Știu că diavolul potrivit cu nostru, diavolul dă târcoare ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Dar Dumnezeu spune, împotrivită lui tare în credință. Știți că și frații voștri în lume trec prin aceeași perioadă de încercări. Noi trebuie să ne împotrivim diavolului, chiar dacă răgnește, chiar dacă zbeară, chiar dacă se tulbură diavolul. Noi trebuie să rămânem calmi și să ne ajute Dumnezeu să fim calmi, să fim înțelepți. Și să nu intrăm în jocul lui de culise, care vrea să ne atragă. Pentru aceasta ne trebuie multă sfințenie, mult Duh Sfânt, multă apropiere de Dumnezeu. Scuzați-mă că am o tusă care mă nătrăjește de mult timp. Deci, prin urmare, fraților, pocăința este un ordin al lui Dumnezeu, comandantul oștirilor.
Adică Dumnezeu ne dă ordin să ne pocăim. Cine ascultă de Dumnezeu, pe acela îl ascultă Dumnezeu. Cine n-ascultă de Dumnezeu, pe acela nu îl ascultă Dumnezeu. Sper că am fost înțeles până acum ce am vrut să zic. Pentru că Dumnezeu a făcut totul pentru mântuirea noastră, așa cum spune 2 Petru 1 cu 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dorit tot în ceea ce privește viața și evlavia. Adică a făcut totul pentru noi, tot posibilul. Inclusiv puterea Duhului Sfânt, așa cum spune în Fapte 1 cu 8. Voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Salim, în Judeea, în Samaria și până la marginea pământului. E puterea aceasta nemaipomenită a lui Dumnezeu, Dumnezeu rânduită să locuiască un om și ea se numește Duhul Sfânt sau puterea Duhului Sfânt. Pentru că în luptă cu păcatul, omul nu are nicio șansă dacă n-ar fi această putere nemaipomenită, puterea Duhului Sfânt, ca să ne dea biruință. Numai prin El, numai prin această putere, prin Duhul Sfânt, prin puterea Duhului Sfânt, vom putea fi biruitor. Cine vrea să înțeleagă, să înțeleagă. Cine nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă, zice cuvântul Domnului. Fraților, eu nu vă spun din răutate ceea ce vă spun. Am vorbit într-un videoclip despre Duhul Sfânt. Bun, înțeles, nu detailat, așa. M-am priceput eu că nu sunt un om învățat sau sunt un om de rând, un om care îl iubesc pe Dumnezeu și care caut să fac voia Lui, dar diavolul se luptă grozav după mine. Asta este și asta e menirea Lui, de fapt. E, și unii din frat, sau mai bine să un frate, au comentat că și fără Duhul Sfânt, sau ca să spun lucruri pe nume sau să nu spun, nu vreau să supăr pe nimeni, fraților. Dar atât de simplu este Biblia. În fapt, a fost în capitolul 19. Acolo ne spune clar, mi se pare că vreo 10 versete, Pavel s-a întâlnit cu niște ucenici, dar Domnul Iisus Hristos și-a spus, ați primit Duhul Sfânt când ați crezut, nici l-am auzit. Dar cu ce botez a spus? Botez? Botezul lui Ioan. Ioan zicea să creadă în ceea ce vine după el, adică în Domnul Iisus Hristos. Și când s-a rugat Pavel pe întâi și a pus mine peste ei, Duhul Sfânt s-a pogărât peste ei și a fost un plus cu Duhul Sfânt. Și nu numai acolo, și în Fapte 10, ultimele două versete, Sutașul Corneliu, că e un text care e cunoscut de frate. Spune Petru să poate opri apa ca ceilalți care au fost botezați. Ca aceștia care au fost botezați de Duhul Sfânt ca și noi. Nu se poate opri apa, categorică. Dacă Domnul Iisus Hristos i-a botezat cu Duhul Sfânt, apa, categorică, este obligatorie și nu se mai poate opri apa. Dar eu în ideea asta am spus, fraților, că trebuie botezul Duhului Sfânt neapărat, pentru că ea este o putere, puterea aceasta nemaipomenită, care te ajută în luptă cu părâșul nostru, iubiților. Nu că face penticostale o regulă, nu. Departe de mine să spun lucrul acesta, că fac o regulă sau... Nu, asta este un ajutor, Duhul Sfânt este un ajutor, nu numai ajutor, bineînțeles. Dar una dintre roluri care o are Duhul Sfânt este să ajute puterea ca să ne împotrivim diavolului. Eu zic, fraților, să ne deschidem bine ochii, să vedem ce zile trăim. Și să ne apropiem de Dumnezeu cu familiile noastre, cu copiii noștri, pe care îi iubim, pe care îi dorim să fie mântuiți, dar totul depinde de ei.
să zic eu așa, sau o parte depinde și de ei, că dacă nu vrea să asculte, nu vrea să asculte, asta este. Ori superzi conștiințele, dar noi avem la îndemână rugăciunea, avem postul și Dumnezeu să ne ajute, fraților, să facem ceea ce ne poruncit ea. Rămân la aceste cuvinte și zic ca Domnul Iisus Hristos, care ne-a iubit atât de mult și care ne iubește atât de mult, să ne ajute să facem tot ce ne-a poruncit El. Amin. Amin.